Hristos a înviat, stimați prieteni. Sfârșitul lumii la Orhei. Arde cu noi ăștia. Acum s-a apropiat de noi un băiat. Paza, să zicem, la noi. Cineva vorbea la telefon. Spune că au chemat pompieri. Am sunat la 112. Cu toate că arde deja de vreo jumătate de oră. Ei singuri încearcă să stingă cu două tractorașe, dar inutil. 112 au spus că n-a fost solicitat. Cam dubioasă treaba cine a prins aici situația asta. Dar venind de la Rezina, cam la distanță de vreo 50 de kilometri de departare de Orhei, se vede acest incendiu devastator. Tot Orhei, pe jumătate, împânzit de fum. Cred că aici trebuie să se sesizeze inspectorul pe mediu. Dacă oamenii fac murug în bradă ca să ardă gunoiul. Ia uitați. Vine inspectorul și pune amendă. Păi ce se întâmplă aici? Și am înțeles că nu e prima dată. Iată băieță, bravo, udă. Dar ce se faci cu robinetul? Și la față de uitați. Ia uitați-mă și aici. Ia uitați-mă și aici. Tot cerul împânzit. Uitați-vă cum trebuie să arăte cerul. Acum domnișoara de la 112 a spus, ne-a rugat să ne aflăm aici. Eu m-am prezentat, am spus că sunt de la Democrația Acasă și ea a spus că da, domnul, vin pompieri, dar m-a rugat să stau aici pe loc să vedem în cât timp ea o să vină. Haideți să vedem. Și vreau să vă mai spun o chestie, că după situația asta noi să depunem o plângere. Să vedem, s-au întreprins măsuri, s-au amendat cineva. Uitați-vă cât fum, vai de mine. Este o catastrofă ecologică. Ecologiști unde sunt? Arde de jumate de oră, de o oră, posibil că și de mai mult timp. Și nimeni, zero. Primăria nu sunt pe loc, nu este nimeni. Unde e primărița? Unde sunt autoritățile așa mult lăudate, al ușor? Auzi. Să mai ușit acuși. Vai de mine. Vai de mine. Da. O dată mă conving că ăștia care au grijă, oamenii au grijă să da bani de la primari, să se păcheze și pasă ulterior se poate fura, dar să vârșire toți șefii de departamente, de ministerii, de toți funcționarii publici sunt doar așa, să șteargă scaunele, mobilier erau slavă Domnului. Să nu vină nimeni. Eu trecând pe șoseaua Chișinău, Pălți, spunem așa, m-am interesat de știind locația, m-am interesat de oameni, cum să ajung aici. Am ajuns mai pe vârful dealului să văd care e situația. Dar din oraș nimeni nu ridic cap în sus. Sau ei toți să plecați la mare sau care trebuie. La Moscova toți. Când și odată în țara asta ordine, băi, mai o măsă.